Aici deja s-a prezentat, înainte de a o face eu, actrița Doina Ghițescu, pe care o invit atunci să ne relaxăm câteva minute și să ne spună o poezie pe care ea a pregătit-o să ne înveselească. Eu am să caut să rămân în aceea stare creată de invitații doamnei doctor și scriitoarei Elena Armenescu, membra Uniunii Scriitorilor din România. Sunt actrița Doina Ghițescu de la Ansamblul Artistic Ciocărlia. Am fost prezentă la mai toate congresele pe această temă, congrese de medicină naturistă alternativă organizate de doamna dr. Elena Armenescu. Sunt bucuroasă că suntem aici, la centrul acesta cultural și social al sectorului 2, centrul Calderon. Eu sunt în loc de cafea, Așa că o să mă gustați în loc de cafea, poate că ajunge un centimetru mai târziu. Eu am pregătit trei lucruri frumoase primul ne va păstra în starea aceea pe care uh, ați creat-o mulți dintre dumneavoastră, chiar dintr-un început, uh, cu doamna doctor Elena Armenescu, când ne-a vorbit despre elementele apă, foc, pământ, ulterior într-o Dumnezeire, pentru că nimic fără Dumnezeu, într-adevăr, Nihil Sine Deo, iar Bogdan Petricei cu H.D. știm prea bine cum a luptat uh, pentru acest lucru care a fost așezat acolo unde trebuie, și scriptic, și în sufletele, Românilor și mer voi merge mai departe. Am și o fabulă și un Miron Radu Paraschivescu. Așadar, încep cu Iulia H.D. din creația inedită, religioasă, din poezia ei. Apoi Miron Radu Paraschivescu și voi încheia cu o fabulă ce îi aparține lui George Raneti. Iulia H.D. Isus a îndurat torturi atunci când a fost răstignit. Tot ce se spune în scripturi a fost prin chinuri împlinit. Dar nici cu una grea de spini, nici râsul bat jocoritor, n-a stins în ochii lui divini, al lacrimilor sfânti zvor. Când a rămas fără veșmânt, atunci călăii s-au temut că au crucificat un sfânt. Și atunci Maria a gemut și albastra mantie și a smuls, să-l înfășoare pe Isus dintr-un dumnezeiesc impuls decât durerea mai presus. Și el i-a spus, îți mulțumesc. Și în ochii lui, în ochii lui, parcă s-a strâns tot chinul nostru pământesc. Și atunci, Maria, n-a mai plâns. Eu cred, eu cred numai în tine, stăpâne, doar în tine, căci tremură sub ceruri regi mari și mari regine, tu tot universul, în mâinile ți auguste, la șmierea milei tale, mulțimile s guste, inima mea, inima mea se îndreaptă spre tine cu speranță să-ți dea iubirea întreagă și întreaga cu dar să te văd, să te văd, e dorul dorințelor supreme, că în tine este vremea și dincolo de vreme. Tu ștergem de suploape aceste mari misteruri și risipește noaptea să mă înalți la ceruri. Miron Radu Paraschivescu, cetate de aur, sculată în zori, sub o rece lumină, așa se desface deodată cu zumzet de ploi și albină și mândră mireasă și arată găteala și zestrea de plină. Căruțele trase de cai și care, urnite de omol, deșartă groși saci cu mălai și merele roșii pe un sol, baroasele și sună un faur. În pari, măcelarul agață berbecii cu lâna lor creață, alături mari, tigve de aur, bostanii grămese înalță, munci mari, de pe slobo de spații, pe de ei, piața întinde prin omul ce-a întors în merinde adânci pământene gestații. Priviți, caș, slană, rachiunul cioare de șartă de sagii și schimbă pe stâmburi, cercei și fuioare spre care privirile își plimbă muierile mult răvnitoare. O fată domol dănțuiește, pe sprintene, zvelte picioare, tot grâul în plete lucește, ca holda se leagă în soare și hora vârtești se pornește, cu vuiet, ca brazi în vânt, întins și puternic rotește, iar pașii poporului sunt stăpâni și pe ceți pe pământ George Raneti: Fabulă Conopida și castravetele Fabulă De murături, pentru murături Într-un amurg târziu Cu arabescuri violete O conopidă Se îndrăgi cu foc nebun D'un Castravete castravetele avea așa ceva de vin încoace și conopidii plăcea cu el într-una să se joace și s-au jucat și s-au iubit. Dar știți, iubirea e perfidă și castravetele obosit o plictisi pe conopidă, iar ea surse surâse grațios, cum sunt femeile, noi știm, și rete. Și într-o zi în casa lor mai apărut un castravete. Povestea mea a luat sfârșit, dar nu este deloc naivă. În orice casă poți găsi doi castraveți și o conopidă.